și un fotbalist care a marcat ceva goluri în Liga 1 pentru CS Severin, așadar o alegere oarecum logică făcută de antrenorul Gheorghe Mulțescu. Recunatul Scoției, Steven Tico, sunt torțe în careul roșialbaștrilor și probabil că jocul va fi oprit până la intervenția pompierilor prezente aici pe Arena Națională. Cristi Balaj a făcut un semn discret, curând va fi eliberat de torțe careul roșialbaștrilor și ne va putea executa lovitura de la colț. Borceanu execută acest corner la colțul scurt, din nou minge este respinsă de Toma și șutul la Toplevici, gol! Execuție senzațională a lui Yasmin Latovlevici, omul care a punctat cu returul cu Dinamo Tbilisi, înscrie un super gol formidabil. Șutul lui Latovlevici la aceeași poartă tănase marca un gol frumos contra lui Dinamo, returul sezonului trecut. Acum Latovlevici înscrie, cred, unul dintre cele mai frumoase goluri din debutul acestui campionat. Ar putea fi chiar golul campionatului, deși ne aflăm în etapa a patra. Nimic nu poate fi mai dificil decât o execuție din voleu. 25 de metri, o adevărată bombă, un șut absolut fenomenal și Steaua deschide repede scorul, ceea ce poate fi în avantajul ei. Mingea a venit pe mijlocul porții, dar Bălgrădean pur și simplu nu a văzut acest trasor. Asel are lângă el pe Adrian Cristea, tănase o pasă, însă slabă. Mingea ajunge totuși la Gheorghevski. Gheorghevski toarce balonul. Cristea primite pe lângă poartă. Un fotbalist care n-a mai înscris în Liga 1 de 15 luni. Ultima oară puncta însă tocmai contra lui Dinamo în tricoul Universității Cluj, într-un meci jucat în Ștefan cel Mare în mai 2012. Linga lui Laurențiu Rus întoarce la Tico, centrarea francezului, mingea se duce pe lângă poarta Stelei, Elton și Steliano Filip s-au încurcat unul pe altul la această fază. Da, poate fi o soluție aceste centrări pe diagonală, pe zona fundașilor laterali. A rămas pur și simplu pe loc o centrare pentru Piovacare și vine șutul lui Adrian Cristea. A doua tentativă a lui Cristea de a marca în această... Lovit de Rus, care pare hotărât să-și facă singur dreptate. O centrare acum pentru Piovacare, care îl împiedică pe Grigore să degajeze, dar nu lovește nici el mingea. Și o nouă ocazie pentru Steaua. Să vedem poziție regulamentară a lui Piovacare. Iar centrarea a venit de la Adrian Cristea. Iată momentul în care Piovacare a încercat să rea balonul spre poarta lui Bălgrădean. Cu Timișoara în prima rundă și nu s-a descurcat extraordinar. O pasă lui Latovlevici, Collins Fai! Gol! Autogol! Gafă incredibilă a lui Collins Fai. E un meci de coșmar pentru camerunezi. A luat un galben și acum înscrie în propria poartă o fază care aduce aminte de un alt autogol din confruntările Dinamo Steaua de finala Cupei României din 2011. Atunci Bărboianu înscria în propria poartă. Acum o face Collins Fai. Este 2-0 pentru Steaua. Da, un meci de coșmar pentru Dinamo. Au încasat un gol senzațional. Acum își marchează în proprie poartă pe această eroare. După părerea mea, Bălgrădean ar fi trebuit să stea în poartă. Nu avea ce să caute, să iasă din cadrul porții Cristi Bălgrădean. Coechipierul său era în ruptă cu un adversar, nu a apreciat foarte bine traiectoria acestei mici. Iată bucuria stafului Stelei. Gheorghevski reușește să treacă de Fai, o pasă pentru Bourceanu, atac bun al Stelei. Adrian Cristea încearcă o trecere spectaculoasă pe lângă Rus, iese bine acum Bălgrădean. Își dorește foarte tare să înscrie Adrian Cristea în această partidă. Știm despre el că este unul dintre cei mai tehnici mijlocași din Liga 1. Dinamoviștilor care reușește recuperarea, Valentin Bani la marginea careului, este o pasă pentru Toma în acțiune,
Se complică, Tomaș șutează și Tătărușanu reușește să prindă. A făcut mai bun de repriză secundă pentru Dinamo cu Balint, principalul animator al atacului. Revedem și parada lui Tătărușanu. A evitat goul. Lipsit de agresivitate, Rus Sanciu dă o pasă extraordinară pentru Nicolici, scăpa singur cu Bălgrădean, Nicolici! Execuție lamentabilă, mingea rămâne la Adi Popa pentru Nicolici. Și până la urmă balonul este prins de Bălgrădean, parcă a lovit într-o minge medicinală atacantul Stelei. Este adevărat, s-au descoperit puțin aici, Rus nu avea voie să-i dea centrul terenului lui Sanciu. Apucase să-l ducă în tușă, nu trebuia să-l lase să se mai întoarcă, să-și deschidă tot terenul. 5 minute de fotbal extrem de intens, revedem ocazia lui Nicolici. Nici de pasă nu era bună această minge. Tănase foarte bine stă în teren, Nicolici aici, Nicolici! Și îl evită Bălgrădean în ultimul moment. O nouă execuție hilară a lui Stepan Nicolici. Cu el de această dată o scapă în afara terenului. Iată-l pe Nicolici. Aștepta probabil un contact cu Cristi Bălgrădean. De ce să aștepți însă așa ceva? Reghe cam nici el este prea convins că a fost ceva la faza de mai devreme. Pasa interceptează Collins Fai. Fai șutează! Prinde Tătărușanu. A vrut să finalizeze el această fază, își dorește foarte tare, cu siguranță, să-și ia revanșa după ce a înscris în propria poartă în minutul 38. Degajează acum Tătărușanu. La ceva mai aerisit jocul, sunt mai multe spații, atenție aici, la Fai. Acțiunea acum a lui Stanciu centrează pentru Nicolici, prinde Bălgrădean. Cât de activ este Nicușor Stanciu și a reușit lucruri bune după ce a intrat pe teren. Nu doar că este activ, este și eficient. Aici a dat o pasă bună pentru Stefan Nicolici. Să nu uităm și serviciul pe care l-a furnizat lui Nicolici. Tănase, probabil va lua acțiunea pe cont propriu. Tănase centrează, greșește Bălgrădean și este Stanciu cel care ratează ocazie uriașă. Bălgrădean își cere scuze în fața colegilor și probabil și în fața suporterilor pentru eroarea făcută. A avut noroc, mare noroc, în două rânduri Bălgrădean, pentru că aici alunecă Pintilie, apoi Stanciu trimite pe lângă poartă. Stanciu atacat de Matei și este aruncare de la margine pentru Dinamo. O să vedem. Mingea a lovit bara. Așteaptă Tănase, primește Tănase în poziție regulamentară. Tănase, bară! Gheorghevski dă pe lângă minge. Și plecase. Iată, vedem aici bara lui Tănase. Șut cu stângul în transversală. Nicio șansă nu a avut Bălgrădean. Aici este o acțiune bună pentru Dinamo. Matei, pătrunderea lui Matei, să vedem centrarea în fața porții și Rotariu, gol Dinamo, minutul 67, Rotariu reușește să marcheze, se răzbună ocaziile, o vorbă veche din fotbal, în loc de 3 sau 4-0, Steaua o vede pe Dinamo apropiindu-se la un singur gol. Rotariu, la a doua reușită din acest sezon, a punctat și împotriva Vazului, acum înscrie contra Stelei. Vedem că Matei a plecat din poziție regulamentară la pasa trimisă de Curtean. Iată centrarea pentru Rotariu, care prima oară trimite cu călcâiul, apoi îl driblează pe Sucala înainte să trimite la colțul lung. Este unul dintre cei mai talentați jucători din noul val al fotbalului românesc, ca să folosesc o formulă clasică și un pic tocită. Rotariu e un jucător foarte, foarte talentat. Și ce final de partidă vom avea aici pe Arena Națională. Pintilii încearcă să iuțească puțin acțiunea cu această pasă din prima. Tănase, 1-1 aici cu Rus. Tănase reușește să treacă și este penalti, dar ce gest prostesc din partea lui Rus, care a dat cu palma pur și simplu.
A dat cu palma după adversarul său și este lovitură de la 11 metri, niciun fel de dubiu. Iată pe Tănase și gestul lui Rus, care își lovește adversarul, un pumn în stomac. Latovlevici, apără Bălăgrădean, Stanciu ratează! Fiind lui Fai, revedem execuția lui Iasmin Latovlevici. La semi-înălțime, o execuție slabă. Intră Papendau și iese Joel Toma. Este închis bine de această dată de Rus, reușește să scoată mingea înapoi pentru Latovlevici din prima. Trimite lui Bourceanu, trage Bourceanu! Mingea mângâie plasa laterală. Un șut extraordinar al lui Bourceanu. Fără replică Bălgrădean. Oh, cât de aproape a trecut! Dacă ar fi fost 5 metri mai în spate, ar fi fost... Lunecat, s-a redresat însă la timp Colin Sfai. Îl caută pe Papendau, care trimite peste poartă. Da. Da, cam așa trebuia să facă Papendau. Este izolat, trebuie să se descurce. O face foarte bine Sucala cu capul pe lângă poartă. Ce bine a venit această minge lui Luca Sucala, dar nu a reușit să o cadreze. Formidabil jocul lui Bourceanu și în această seară. Va fi foarte greu Stelei să-l țină în viitorul apropiat. Bourceanu pentru Gheorghevski, pentru Adi Popa. Adi Popa scoate Bălgrădean. Și este final de partidă. Steaua se impune în fața lui Dinamo cu 2-1 într-un meci în care a avut și un penalti ratat și multe alte ocazii de a înscrie, în special în repriza secundă. Să nu uităm, și Dinamo putea marca pentru 2-2 la ocazia pe care a avut-o Papendau. Da, a mai fost și acel șut al lui Grigore din lovitură liberă, una peste alta. Per ansamblu, un derby frumos, într-o atmosferă deosebită, așa cum îi stă bine unui derby. Steaua a fost echipa mai bună, o victorie justă, având în vedere și evoluția din prima repriză, în care Dinamo nu a existat, nu a fost capabilă să-și creeze nicio ocazie la poarta lui Tătărușanu. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.